Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Vali Bărbulescu și o nouă ediție de Ferma în Plus, show-ul care va aduce tot ce trebuie să știți despre ferma Orășeni vs. Săteni. Evident, ce nu vedeți la televizor, nu citiți în ziare sau nu bârfiți cu vecinul de palier. În această seară, alături de mine, se află o... Nu știu dacă e doamnă sau domnișoare, trebuie să o întreb. N-am apucat să socializăm foarte mult înainte, așadar o să o întreb direct dacă este doamnă sau domnișoară, Mădălina, prietena foarte bună a lui Gabi Toad. Bună seara, Mădălina! Bună seara! Da, sunt domnișoară! Domnișoară, ce program aveți diseară? Îmi fac până la urmă. Da? Dacă nu am, îmi fac. Tu ești prietena cu Gabi? Sunt prietena cu prietena Gabi. Hai să lămurim, că oamenii poate deja sunt pe bârfe, știi? Nu, că el e însurat. Ok, deci e însurat. Gata, am stabilit asta, suntem prieteni, frați, ca să zicem așa, deși nu prea se mai poartă frățile astea între bărbați și femei. Dar există genul ăsta de prietenie între un bărbat și o femeie? Există, așa, fără nicio conotație? Există. Eu nu prea am prieteni așa, când mă uit la ele, mai un decolteu, mai o fustă scurtă, mai... S-au uita și ei, nu i-am întrebat dacă se uită sau nu, dar importante sunt discuțiile dintre noi, știi? Da, și femeile se uită la bărbați doar așa cu păcat? Sau eu nu mă uit. Nu? Eu personal nu mă uit, poate altele s-au uita. Adică, probabil undeva în subconștient există o dorință a cuiva, știi? Uh-huh. A unuia dintre ei. Good. Îmi spuneai de telefon, te-am rugat să spui telefonul pe silent și mi-ai spus că ai telefonul mereu pe silent. Asta m-a fascinat. Cum adică? Da, stă tot timpul pe silent ca să nu mă deranjeze oricine când are chef. Îți permiți luxul ăsta? Da, chiar mi-l permiți. Îți dai lux, îți dai seama, asta e o aroganță să ai telefonul pe silent mereu. Cine sună? Nu e chiar o aroganță, e așa, un fel de selecție. Știi că atunci când îți selectezi singur cu cine vrei să vorbești. Cam așa e și la mine. Știi că asta se întâmplă în viața reală, dar uite, la ferma Orășeni vs. Săteni, de multe ori la duel, nu ți alegi neapărat tu cu cine să te lupți. Și atunci intervin situații de astea de tensiune maximă. Hai să vedem primul video din această seară cu un duel spectaculos. It's all in the mind. Ceva, dar mai la Gabi parcă zici că nu face nimic, știi? Cred că e puțin în echilibru cu greutatea lui. E prea hotărât. L-a ajutat greutatea. Exact. E bine uneori să ai și burtă. Alina, forță. Acolo rău. Alina, forță. Te rog, acolo rău. Alina, forță, dar nu prea. Calmează. Uite-te la Viviana. Bine, Viviana a mai făcut-o și înainte și cred că a ajutat-o puțin. Nu există. Ține, du-te jos, Alina. Du-te jos, Alina. Nu. Julia e totală. Ține, că ți-a foc mâna. Extraordinar. Asta s-a întâmplat în episodul de ieri, ca să ne stabilim, da? Da. Păi, duel, tensiune, nenorocire, mâini rupte, carne vie și așa mai departe. Crezi că tu, de exemplu, ca prieten așa, că eu mie îmi place să pun invitații în rolul personajelor din fermă. Crezi că ai fi putut să faci față la un astfel de duel? Mai da, eu fac sport de la 7 ani. Ce sport faci tu, Mădălina? Fac așa, orice sport. Hai să alergăm, sticlism, hai să mergem la... halbere, tenis de pat. Am mai multe sporturi. Nu, printre altele chiar mi-am luat și o diplomă de personal trainer, așa de fan, okay. Știi? Nu am antrenat decât deci prietene. PT. Dar m-am gândit, mai orice hobby al meu să-l transform. Gabi, ce sporturi face? De ce să poate face și băi, un hai sport? Să fiu sinceră, când m-a sunat și a zis, băi, mă duc la fermă. N-am înțeles nimic din ce mi-a zis, mă duc la fermă. Mă gândeam, ăsta și-o fi găsit vreo fermă la care se duce iar de nebun. În vizită. Și am zis, mergi, ce fermă e asta? Zic, nu, mă duc la fermă, la ProTV, zic. La emisiunea fermă. Băi, ești nebun, dar cum te duci cu burta aia, am zis. Acolo asta e ideea, mă, că acolo o să slăbesc. A zis, bucură-te, că acolo facem foamea. Și zic, băi, cred că e singur motiv deci, pentru care mă bucur. Motivul real al lui Gabi Toade nu sunt banii aia mulți de premiu de final de câștig. Nu, să e burta aia mare să se facă plată la loc. Eu când l-am cunoscut, cred că acum vreo 8 sau 9 ani, avea minus 30 de kilograme. Wow. Ba da. Cred că cam ca tine, așa era. Băi, nici eu nu mai sunt cum era la 20 de ani. Dar era mai... cam ca tine, okay. Fără să-ți exagerezi. Okay.
Și apoi nu știu când a luat-o din loc. Când după a dat ce de belșug. S-a însurat, nu, după când ce s-a însurat, că știi, când te însori, te relaxezi. Ai însurat, gata, bine, nu mai și e. Tu ești însurat, nu? Și nu te-ai relaxat. Am fost însurat la 25 de ani, acum am 45, nu mai sunt, dar okay, deci da, o fi fost vreun prag, nu? O fi fost vreun prag de la de greutate, nu probabil. Știu. Fii atent, apropo, vreau să vedem un video cu Gabi și întâlnirea lui cu Viviana. Că Viviana întotdeauna e o prezență așa... O cunosc, da, suntem amici. La Bandis, da? Hai să vedem ce se întâmplă la Bandis cu Gabi și Viviana. Bine ai venit acasă, Viviana. Unde? Hai. Unde? Uite, uite cum, uite, bine față. Ai venit acasă. Stai. Acasă. Acasă. Gabi, hai e un trait, personaj. Așa. Hai să o lăsăm pe Vivi să-și... Hai te rugăm să iei un loc la noi pe scaun. Da, uite, hai. Nu mai e un scaun de bandit al tău. Adică în natură așa ați locuit? Da, în natură. Gen, în natură? Da, da. Adică... Cu asta trebuie să te... Mâine trebuie să-ți ajungă. Nu, poi mâine dimineață. Nu, de băut. Dar bine că era machiată, Viviana. Spălat, vase, era, era un pic. De toate. Și de băut, e ok. Da, și de toate. De toate. Dar ce e așa dezamăgită? Ce e așa? Nu mă înțeleg și nată. Mamă, mamă, mamă. Dar tu ai văzut cu câtă naturalețe au primit-o bandiții? Adică erau obișnuiți. Ce mai aici unde stăm noi? În nenorocirea asta, o groapă, am săpat, am făcut. Giulia se obișnuise pe parcurs, că... Bă, Gabi fost, nu, și pentru Gabi nu cred că a fost un șoc, dacă mă întreb pe mine. Gabi cred că e obișnuit să stea în orice condiții. A, mă, că alea nu sunt condiții. E obișnuit să stea în orice condiții. Pentru adică că acolo jobul e nenorocire, de, e o jobul austeritate. De bucătar, na, bucătarii de obicei, nu știu cât ai stat pe lângă bucătari, dar bucătarii de obicei stau oriunde. Dacă le dai un foc și o oală, ei se așează oriunde și încep să gătească. Nu interesează ca pe noi, știi, să aibă niște condiții, mm-hmm. să... Gabi, de exemplu, și-a o sacoșă și-a plecat. Se mai întoarce peste 10 zile. Nu-l interesează unde doarme, serios? Cum doarme. Uite, chestia asta nu știam despre el. Adică el n-a zis niciodată chestia asta despre el. Știi? Zis... Eu, de exemplu, dacă trebuie să plec 3 zile într-o tabără de asta, să urc pe munți, îmi fac 2 săptămâni probleme. Băi, unde o să stau? E lejeria normal, albă? Cine mi-i cătește? Cine mi-i... Acolo când ajungi, te relaxezi, să știi. Cool. Mai am un video pe care vreau să-l vedem, este cu Cezar de data asta, care face așa o cansonetă și ansonetă serenadă, o, hai, o cântare, imnul României. Hai să vedem. E simpatic. Așteaptă pe române din somnul cel de fermă. Că v-am deranjat așa, am vrut să fiu mai târziu și am făcut treabă. Am înțeles că e 5 minute în plus și în 10 contează, dar e fapt consumat. Ne cere scuze, le accepti? L-accept, ok, scuze, n-am făcut-o pe fan, n-am făcut-o să ne bate în joc de voi, Doamne iartă-mă. Atât, adică nu vreau să înțelegi că noi am făcut-o, hai să-i trezim pe Bulangii. Nu, tată, am făcut-o pe fan. Iubiți-vă ca frații. Hai că vreau să-l luam pe Andrei, Doamne iartă-mă. Pe bine că l-ai nervat pe Bogdan, că Andrei se poate controla mult. Da, frate, ne cere scuze. Ne cere scuze, eram pe fan, nu fac ceva. Nu știu, mă, ce cu discuțiile astea, cu certurile astea, adică, de fapt, știu dacă mă întreb, că și noi le aveam și, na, escaladau situațiile și așa mai departe. Băi, dar astea parcă, nu știu, parcă sunt altfel, au altă conotație. Părerea mea e că vin din lumi diferite, total diferite toți, uh-huh. și fiecare în mediul în care se învârte sau se joacă sau se luptă uh-huh. sau cântă, e un fel de șef, știi? Și aici s-au întâlnit toți șefii între ei. Aha. Și e puțin mai greu să lase de la ei, e o chestie deci, de ego. E o luptă, exact, o luptă a ego-urilor. Asta e marea lor problemă, plus că i-a scos din zona de confort, exact ce spuneam. Uh-huh. Când te scoate cineva din zona de confort, cum ai zis tu cu telefonul la mine că e un lux să nu răspund. Imaginează-ți ce lux e să stai 2, 3, 5 luni în fermă să nu fără, răspunzi. Nimic, ce lux zero, mai e ăla? Da. Și nu știi că eu, dacă, de exemplu, rămân fără baterie 20 de minute, intru în panică. Acum... Dai seama ai că te întrebă ce ori face aia de acasă. Ai niște întrebări, ești scos din zona ta de confort și fiecare reacționează într-un mod diferit. Mm-hmm. Hai să mai vedem un video foarte drăguț și comentăm imediat după aceea. Că am văzut oameni mult mai bine sudați și mult mai bine pe partea de comunicare între ei. Fugi. Hai, Georgica! Fierb toată, hai! Perfect, perfect, ușor, ușor, nu te grăbi? Ana e adorabilă. Uh-huh. Nu-mi doriți genunchii, nu? Atât! Penalizare, George, am dorit genunchii, aveți 1-1 la penalizări? Hai, Georgica!
Doamne, sunt toată aici pentru tine, te implor, vino! Ce ai zis? Sunt toată aici pentru tine? Ana are modul ei de a-și motiva. Este foarte bine până aici. O să lăsați și voi căleata jos, lângă mine. Și acum o să ne uităm care dintre voi ajunge la semn. Știi cum e, nu întotdeauna într-o familie mănâncă toți frații, deși ar trebui să împartă, aici nu-i dau voie să împartă. Gândiți-vă că doar un frate mănâncă astăzi și celălalt se uită. Și e pentru prima dată în viața lor când nu o să poată împărți ce au pe masă. Pentru că doar Andrei mănâncă. Eram sigură. Da, frate, frate, dar mâncarea... Frate, frate, dar brânza e pe bani. Ei s-au și luptat amândoi, deci nu e chiar așa cum... Sunt obișnuiți. Hai să vorbim un pic de mâncare și de Gabi. Gabi e rău de mâncare? Adică dacă îl ții înfometat, nu știu, nu? Rezistă? Are resurse sau de ce rezistă? Nu. Gabi când începe să gătească sau când știe că are un eveniment, să zic, foarte mare, să gătească foarte, foarte mult... Tu ai degete frumoase. Mulțumesc, da, de pianistă, dar n-am ajuns pianist. Ok, revenim, scuze-mă, am deconcentrat așa. E bine, așa. Lasă, că nu-i problemă. Deci, face rău la foame sau nu face rău? Nu, uită orice, uită să bea apă, uită orice. Serios? Intră în transă așa? Intră în transă doar că mai țipă. Țipă exact ca în prima emisiune. Când nu o face cu răutate, e modul lui de a, cred că de a se relaxa, de a se exterioriza, știi? Dar în niciun caz, niciun gând răutăcios. Adică cum am văzut că l-au judecat oamenii imediat, i-au pus etichetă. Știi? Că e isteric, e nu știu da, ce. Da, e isteric. Hai să vedem câți oameni stau departe de familie, că ei parcă au stat izolați înainte să vină în fermă și atunci, hai să vedem câți putem să fim calmi așa când plecăm fără telefon, fără mâncare, fără... Fiecare are modul lui de a se exprima. Cum să spun, e harnic? Sau e genul ăla pe relaxare, pe lene, așa un pic? Nu, e harnic perfecționist, nu știu dacă îți dai seama, adică la modul el... OCD, de ăla, de pune lucrurile el, așa... El, 1000 de bucătari pe lângă el și tot el să facă tot ca să fie sigur că e perfect totul. Și cred că e singurul om cu din bucătărie, că am lucrat în sistemul Horeca vreo 9 ani, în care am avut încredere 100% de la început, nu știu din ce cauză. Super. Nu știu să-ți spun exact. Adică la modul am făcut cu el evenimente foarte mari de sute de persoane, inclusiv la galele de lupte ale băieților de multe ori. Și eram relaxat, adică băi, pot să dorm, să mă duc la plajă. Bă, lucru mare asta, să poți să fii relaxată la un astfel de eveniment. Foarte rar mă relaxez, eu personal foarte rar mă relaxez. Apropo de lene și de relaxare, sunt curios să văd cine este cel mai leneș din fermă. Ia să vedem cine a fost nominalizat. Ia. Cezar, întrebarea pentru tine. Cine e până acum, din punctul tău de vedere, cel mai leneș din casă? Elena. Ma. Nu are nicio legătură în raportul interuman. Corect. Da, și eu sunt de acord și am și spus în testimonial. Are cele mai puțin calități, din punctul meu de vedere. Mamă, ce i-au dat-o, au chinuit-o pe aia mică, dar direct, nici n-a ezitat. Cine? Elena. Crezi că a fost o chestie personală sau mi s-a părut că a dat-o prea... Eu cred că ea o cere să ai ceva personal cu ea. Atitudinea ei. Nu, eu chiar nu sunt o fată rea și eu chiar țin cu femeile, mai ales. Deci nu știu, n-am văzut-o niciodată așa. Nici eu nu. Dar mi se pare foarte frumoasă în primul rând. Deci este atât de dulcică și de frumoasă și de ingenuă. Da, pentru că voi bărbații uneori, știi, gândiți cu alte părți ale corpului. Noi femeile stai să înțelegi, nu e nici măcar la mine, nu e nici măcar o chestie sexuală, adică nu e o chestie că mi se pare o bucată, o mamă. Ai și mică, ce bucată să ți se pare la 18 ani. Hai să ne revenim. Până la 18 ani, vezi că s-au mai schimbat vremul da, de Madalina. Da, mai gândim și noi și când mai stăm de vorbă cu o femeie, ne mai scade intensitatea vizuală. Ok, am înțeles acum unde. Da. Procesele cognitive care nu sunt la nivelul așteptărilor. Da, ar avea nevoie de o inteligență emoțională dacă vorbim în termenii psihologici. Am terminat facultatea anul ăsta. Ok, am înțeles. Mie oricum îmi place. Deci Elena îmi place, serios. Nu știu, o să de-abia aștept să fie acolo în locul tău. Bine, nu acum, că acum ești tu, e ok. Pentru vârsta ei, cred că e ok. S-a nivelit să fie într-un grup de oameni mari, ca să zicem așa. Și ea e alintată, se vede că e un copil răsfățat și nu abia știe să să vină aici să ne alintăm un pic împreună. Apropo, până ajunge să vină la ferma în plus, hai să vedem ce mai pățește, că mai pățește o treabă. Da, clar, ia, îți dai seama că le cere. Te înjur la fetele noastre toate. Da. Și după criteriile tale, personale, ale tale, în care te îndrăgostești tu de o fată sau o iei tu în viață cu tine sau te uiți după o fată sau roșu în urma unei fete.
S-a îndrăgostit? Nu știu. O fi real, nu o fi real? S-a îndrăgostit cam des. Care e fata cea mai frumoasă din casă? Ea e cea mai frumoasă, Elena. A zis de la început. Aha. Da. Dar asta e așa, că sunt ochi subiectiv. Fii atât, gustul tău de bărbat, ce-ți place ție? Da. Uite, Elena, cum îți iei una caldă, una rece. Deci până acum erai cea mai leneșă, dar ești și cea mai frumoasă. Ești și cea mai leneșă. Dar ai văzut-o pe Lesco cum a făcut? A făcut așa. Ana Lesco știe așa, calitățile da, și chiar le are. Dar Ana Lesco e asta mică cea mai frumoasă. Nu, Ana Lesco e o femeie adevărată din toate punctele de vedere. Tu pe cine crezi că ar prefera, făcând abstracție de faptul că are o relație însurată, Gabi ca femeie, ca tipologie de femeie? Cine din crezi? Fermă? Da. Nu cred că ar alege ceva din fermă. Hai mă, dar atâtea opțiuni și atâtea gagici mișto să alegi una măcar. Eu aș și cred cu că trei. Pe toate le-a văzut pe care le-a văzut cu care ieși. Cu care ieși. Eu cu care aș ieși din fermă? Cu Elena am stabilit aș că Elena, abia o aștept. Aș ieși cu... bă, nu. Nu, aș ieși doar cu Elena. Oh. Ce zici? Dar de ce n-ai ieșit cu Ana Lesco, că e foarte puternică? Păi de ce știu, fugiți de femeile puternice? Cu Ana Lesco mă știu de foarte mult timp și nu... Bine, da, nu ținem cont de asta. Nu e o provocare pentru mine, adică... Nu mai e o provocare pentru tine. N-a fost niciodată. Ah, ok. Da, Gabi n-ar alege nimic, zic sincer. Ok, ok. Nu știu de ce, cred că... Poate nu, are cu tot o altă abordare, altă așteptare altă... și așa mai departe. Apropo, de Elena, că tot n-am pomenit-o să sughițe, săraca, hai să mai vedem un video cu ea. Și așa n-are ce face la fermă, ce... măcar să... Să vezi ce pățește, da, răutăcioasă ești. Într-un timp scurt, adică scurt, la tine da, trebuie să iau un calcul și faptul că n-ai decât o zi, adică n-aveai cum să vezi chiar tot. Cine ți se pare dintre toți cei de aici, fără niciun fel de înfloritură, cel mai fals fermier? Oh, da. Elena. Wow. Elena are 2-0. A trebuit un rezumă strict 4 oameni pe care eu nu-i cunosc. Și a fost prima impresie, da. Asta a fost prima impresie, da. Un om pe care nu-l cunosc, da, când vezi într-un fel și s-a părut că joacă un pic alt rol decât era. Ai văzut, mă, că totuși poate ai dreptate, mă, Mădălina. Eu nu, eu acum, noi deja avem un pseudo-conflict, îți dai seama că nu, mie, n-avem, nu. Hai să, place... hai să fiu puțin sinceră. Deci Elena nu are... Ce n-are? Cum să ajungă la inimile lor, așa, pentru că e un copil răsfățat, atâta tort. Ea cu siguranță are multe calități, mai ales că e sportiv. Sportivii, în general, sunt disciplinați, educați. Ei, uh-huh, când intră pe teren sau în ring sau pe saltea sau ce bine, face ea... Bine, nu-mi închipui pe asta mică bătându-se. Adică mi se pare ba așa, da, se transformă. Se pare o utopie. Se transformă. Eu, de exemplu, m-am dus la frații Stoica la sală să... Mă lup și eu, așa mă zic. Okay. Și doar în două luni m-a devenisem foarte agresivă. Adică okay, dacă îmi ziceai ceva, te luam, te aruncam direct. Wow. Și nu m-am mai dus. Am zis, băi, nu e ok. Dar acum că mi-a venit ideea, că na, înțeleg un pic dinamica, ție personal, ce bărbați ar plăcea din ferul? Păi ești pe toți. Exact ca și tine. Și mă, ăștia, păi mă, cam la micul de jur, mă, nu e păi cu să... Bogdan și cu Andrei, a, nu, mă știu de vreo 10 ani, okay, adică, e perfect. Exact cum ai spus și tu, dacă îi știi, nu ai... Măcar, nu știu, cine ți se pare, într-un fel sau altul, în afară de Gabi, că na, remarcabil, ca bărbat. Uite, nu ca bărbat, ca om, nu ca bărbat. Așa? George m-a surprins foarte tare. Nu. George al Ernala Burcea. Pe George am avut ocazia să-l cunosc pentru o singură zi, am filmat ceva la un clip și l-am cunoscut înainte ca el să o cunoască pe Ernala și îmi făcuse deja o impresie bună. Apoi a urmat căsătoria unde iarăși a fost umflat, după care desumflat la loc. Și acum a avut momente în care a scos niște chestii foarte mișto. Deci pentru tine George e cumva remarcabil ca și personaj, ca și bărbat. Uite, hai să vedem că tot am vorbit și de ea, să vedem ce prefera Ana Lesco. A fost întrebată cu care dintre bărbații din fermă ar merge acasă. Adică acasă poți să gătești, poți să pictezi sau poți să faci un amor nebun. Că dacă îi spui sex, la Alexo nu sună bine, știi? Îți faci sex, nu. Trebuie să faci un amor nebun. Ia să vedem dacă e același. Andrei, cred că e. Am trei. Andrei Stoica. Ai văzut? George și George. Andrei Stoica. Dacă e de la mine, da. Andrei Stoica, George și George. Și George, eu când vreau să fluier, fluier, nu? La el se referă, nu?
Da, din ei trei face unul, bun. Da, din ei trei, da. Andrei, George, George. Da, Andrei. Pe primul loc. Ce-au? Pe George îmi place foarte, foarte mult, din foarte multe puncte de vedere. Pe Andrei îl place, dai puțin în sărat? Băi, îmi place bărbatul din el. Îmi plac mâinile lui mari, îmi place rezistența asta și lipsa asta. Știi de scârbă, de orice, adică orice îi spun George, da, nu știu, orice am face, el întotdeauna mi-a zis da. La Andrei Stoica îmi place la nebunie fizicul lui. Și la Pișteranu ce ai găsit? Co? Și la Pișteranu ce ai găsit? La Pișteranu, doamne, îmi place foarte mult să glumesc cu el. Atât de mult potrivit. Ai zis creierul. Să-l domine. Îmi place ironia lui, îmi place la nebunia. Îmi place spiritul de observație pe care și l-a dezvoltat. Bă, da, mie îmi place cât de asumată e Analescu, adică cum și-o arde ea, da, ăsta-l vreau pentru mâini, ăsta-l vreau pentru picioare, ăsta-l vreau că gândește. Poate să n-aibă mâini, să n-aibă picioare. Dar apropo, că acum na, ești domnișoară, cum am zis la început, e adevărată sau fie adevărată chestia aia cu mâinile, dacă-s mari? Păi asta-ți ziceam. Eu n-am mâini mari, mă, ce-ați făcut? E bine, acum nici avem cum să controlăm dacă e valabil în cazul. Nu, dar n-am avut reclamații, adică toată, da, ce să zic. Poate m-am născut cu mâinile mici. Aveți un filtru ăsta de Instagram cu era mâinile. Era o glumă pe internet că de ce am picioarele lungi, știi? Că ai mers foarte mult, nu puteai să mergi în... Aha, bun. Așa și cu tine, voi fi... Ce mai ce ai stat cu mâinile în sus, habar n-am, nu știu. Na, asta este. Hai să mai vedem un video cu Anda Adam, că parcă am neglijat-o pe Anduța, na? Vorbim numai de Lesco, de Elena, de... Hai să vedem ceva cu Anda Adam. O să-l aleg pe Cezar. Nu din vreun motiv anume, că nu și-a făcut treaba, okay, sau că a greșit cu ceva față de mine, ci pur și simplu pentru că care vreau să-i mai acord o șansă lui Paul. Eu singur de aici nu sunt deloc surprins. Serios? Da. Dacă vrei să-ți dau dovadă, mi-a făcut și bagare. Anda am simțit o duplicitară, pe Paul am simțit oarecum sigur și încercând tot timpul să fie pe placul Andei și așa mai departe. Eu n-am încercat să fac absolut nimic, am rămas același și that's it. Rațiunea Andei mi se pare ușor limitată, în condițiile în care tu spui n-am nimic, nu am eu personal de abia așteptam un duel. Dar mi se pare un pic limitant să spui vreau să dau o șansă unuia și să mă descotorisesc de ăla cu care mă simt perfect. Păi nu, dacă adică mă lași continui altfel. Ca să înțelegi de ce. Nu i-am înțeles totul, Anda. Am văzut duelul lui Paul. Sunt deștept, cred. Și mi-am dat seama că Paul n-are ceva ce tu ai. Și anume? Concentrare. Vrea să pară liderul aici, care comandă înțeleapta și cea mai matură din ecuație. Eu cred că sunt mult mai matur decât Anda Adam și mult mai experimentat din multe puncte de vedere. Mă, da, chestiile astea așa auto-intitulate funcționează oare? Că dacă tot ai studiat, știi, dacă zici, bă, e o inducere cumva, sunt deștept, sunt frumos, sunt... Alea sunt niște lipsuri ale oamenilor din interior pe care tot încearcă să le exteriorizeze. N-ar trebui să vadă cei din exterior să vadă în tine, de fapt? Da, cred că dacă vorbești mai puțin și observi mai mult, cred că ești mai câștigat. Okay, adică deci... și faptul că tu trebuie să stai în continuu să te justifici în fața oamenilor că ești deștept. Ok, dacă ești deștept se va observa asta, nu trebuie să-mi spui. E foarte simplu, dar ți-am spus, ei sunt într-o ecuație în care noi nu ne aflăm acum. Ei sunt într-o ecuație în care nu mai sunt aia pe care știau ei de acasă, știi? Metamorfozat. Exact ca oamenii în timpul pandemiei, exact așa sunt ei acum, toți am fost schimbați. Mădălina, eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. Sincer, ai fost la un nivel cognitiv apreciabil, aș putea să spun. Se vede că ai un background în zona asta. E și o prezență foarte plăcută. Reiau complimentul cu degetele frumoase. Baftă multă pentru Gabriel și poate ne mai întâlnim. Cine știe, poate veniți o dată amândoi să mai confirme și păi el. Păi noi venim amândoi, dar trebuie să ne dați vreo oră așa ca să ne înțelegem. Okay. Vă lăsăm o săptămână să vorbiți și după aia ne revedem la Fem Plus. Păi nu, ca să tot vorbim amândoi. Să depănăm. Mersi frumos, Mădălina, numai bine, baftă. Dragilor, cam atât pentru această ediție. Vali Bărbulescu, ne vedem și mâine seara, evident, Ferma în Plus.